Bogdan de la Ploiești a înșelat-o pe Cristina Pucean. Celebra dansatoare a publicat dovezile. Toată lumea a fost șocată de vestea că Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean s-au despărțit, mai ales pentru că totul părea roz în relația lor. Fanii s-au întrebat care a fost motivul pentru care s-a ajuns la separare. Celebra dansatoare rupe tăcerea și susține că manelistul a înșelat-o. Blondina a postat și dovezile. Cum arată femeia cu care a fost surprins artistul? Celebra dansatoare nu a mai suportat și a făcut public adevărul. A postat imagini în care manelistul era în ipostaze romantice alături de o domnișoară. După cum bine știm cu toții, Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean au ales să fie destul de discreți cu privire la despărțire. Ei bine, până acum! Dansatoarea a postat dovezi prin care demonstrează tuturor că a fost înșelată de manelist. Fanii sunt șocați de această veste, mai ales pentru că Bogdan de la Ploiești părea că își găsise adevărata fericire în brațele dansatoarei. Cristina Pucean nu a mai suportat să fie denigrată în urma separării, așa că nu a mai stat pe gânduri și a dezvăluit care este motivul despărțirii. Cristina Pucean susține că infidelitatea lui Bogdan de la Ploiești a provocat despărțirea dansatoarea s-a săturat ca toată lumea să creadă că manelistul a pus punct relației. După atâția ani de carieră, Cristina Pucean nu vrea să fie tratată în acest fel de un bărbat. Dansatoarea nu acceptă să fie înșelată și speră că fanii îi vor fi alături de acum. Exact cum v-am promis, am ajuns acasă și încep să vă povestesc ce și cum legat de acest om fără scrupule. Bogdan de la Ploiești acesta este motivul pentru care m-am despărțit de Bogdan. Mi-a ajuns să mă denigreze toată lumea și să se creadă că Bogdan a pus punct relației. Am muncit mulți ani ca să ajung aici și nu accept să fiu tratată așa de un bărbat. Sper să fiți alături de mine până la capăt. Nu accept să fiu înșelată, a scris Cristina Pucean pe Instagram.